Bine ai venit la un nou episod de Vorbă cu Antreprenorii. Ține aproape pentru că urmează un invitat extraordinar. Dragi prieteni, ne aflăm la o nouă ediție de Vorbă cu Antreprenorii și astăzi l-am invitat un prieten drag, un prieten care a venit tocmai de la Iași pentru evenimentul Business Days care va avea loc aici în Timișoara. Este cel care coordonează Galaxy Design, o firmă de care dacă n-ați auzit, cu siguranță veți auzi în curând. Este un om căruia îi place, e pasionat de antreprenoriat. Îl am alături de mine pe Răzvan Zvorișteanu. Răzvan, bine ai venit de Vorbă cu Antreprenori. Salut, Călin, mă bucur foarte tare că m-ai prins după atâta vreme. Mă bucur că de fiecare dată când particip la conferințele Business Days, atât eu cât și Mihaela Tatu, mergem acolo la masa de moderare și ne uităm și de fiecare dată găsim ceva din partea Galaxy Design și cred că ăsta este unul dintre, hai să spunem, aturile pe care le folosește Galaxy Design, firma pe care tu o coordonezi cu atât de mare succes, aturile pe care le are de fiecare dată în fața competiției. Faptul că personalizează lucrurile și n-aș vrea să pornesc de la întrebarea clasică, de ce antreprenor? De ce te-ai făcut un antreprenor care personalizează? Călin, să știi că a fost o conjunctură, practic, pentru că nu așa am pornit business-ul. Business-ul l-am pornit în partea de servicii web la un moment dat. A, deci tu ai pornit cu serviciile web? Da, eu am pornit ca și furnizor de servicii web, parte de web design, hosting, etc., ce mai însemna la momentul respectiv, iar zona de personalizare a venit în continuare, practic, și ca o provocare deschisă de unul din clienții de la momentul respectiv cu simpla întrebare. Ok, Răzvan, tu faci altceva decât site-uri? De exemplu. Că, ok, fac orice e nevoie. Știi, aici e o chestie foarte, foarte interesantă. Se spune că de multe ori, atunci când pornești un business, pornești de la o idee de business. Iar până ideea aia este pusă în aplicare, forma ei sau, hai să spunem, modalitatea punerii în aplicare acelei idei, acelei misiuni, acelei viziuni pe care o ai, de multe ori se schimbă. Se schimbă uneori chiar de 2-3 ori până ajungi la business-ul pe care îl ai. Și atunci, următoarea întrebare e firească. Cum ai ajuns ca Galaxy Design să devină astăzi unul dintre cei mai importanți furnizori de print, de personalizări? Am acceptat provocarea la momentul respectiv și am spus că da, ok, pentru satisfacția clientului facem orice practic și am început procesul ăsta de a internaliza orice tip de serviciu din zona respectivă. Ne-am identificat și am făcut lucrurile cât mai ok posibil. Și evident, după la un moment dat am ajuns din punct de vedere economic să ne adresăm întrebări dacă e ok să externalizezi, spre exemplu, un anumit tip de serviciu și am tot răspuns că nu, știi? Nu, da, am cântărit în permanență și în urma unui proces de decizional, a rămas, știi, structura asta de programator pe care o am, am luat de fiecare dată hotărârea de a investi continuu, practic, în dezvoltarea părții de personalizări, să spunem, de tot felul. Înainte de a te întreba unde ați ajuns, aș vrea să știu cum ai devenit, de unde ai făcut pasul spre antreprenoriat? Și putem începe de la facultate, dacă... Putem începe dinaintea facultății. Dinaintea facultății, ok. Putem începe dinaintea facultății. Nu am povestit foarte mult despre lucrurile acestea. Poate la nivel de strategie urmează la un moment dat. Cred că am un filon în familie care provine din direcția aceasta. Străbunicii de pe mamă au avut undeva în perioada interbelică ceva cârciumă într-un oraș îndepărtat al țării, în Darabani, cel mai nordic oraș al țării, practic, și bunicii ulterior au avut spiritul ăsta antreprenorial. Cred că există un filon acolo pe care eu l-am... O grăunță de unicitate pe care tu ai moștenit-o. Nu provin neapărat dintr-o familie foarte înstărită, profesori sau educatori, în fine, deci, familie modestă, dar mi-am dorit întotdeauna să am o independență financiară și pot să spun că se întâmplă lucrul ăsta din clasa a noua de liceu. De asta la din clasa a noua ai început să să produc bani. Tendințe antreprenoriale. Exact. Cum ai produs primii tăi bani? Ce am făcut? Am făcut fotografii la momentul respectiv. Deci te-ai orientat mai mult pe partea de servicii. Pe zona de servicii, da, fotografii. Am investit, am cumpărat aparate foto. Pur și simplu era în vogă, toată lumea mergea pe la discoteci, chestii de genul ăsta. După care am făcut un pas înspre zona de tehnologie și atunci am descoperit practic dragostea asta pentru tot ce înseamnă zona IT-ului. Și deja deveniseră destul de comune
computerele personale sau PC-urile și era nevoie de cineva care să le depaneze, practic, să facă instalări de soft. Da, și-a făcut instalări de soft, depanare de calculator. Exact, exact. Iar ulterior, practic, s-au dezvoltat pasiunile s-au dezvoltat în lanț pe zona respectivă. Ok, spune-ne unde este Galaxy Design astăzi, unde este firma pe care o conduce astăzi și ce alte companii mai coordonezi sau în ce alte business-uri ești implicat? Galaxy Design este astăzi undeva printre principalii furnizori de materiale promoționale din România, îmi place să spun lucrul acesta. Suntem prezenți în Iași cu sediul central, în Cluj și Timișoara. Deci aveți deja dezvoltat... Da, da. În rețeaua națională am înțeles foarte bine cât de importantă e relația dincolo de tot ce înseamnă perfecțiunea serviciilor și ne-am apropiat foarte mult de clienți și e singura modalitate prin care o poți face, aia de a transpare de pe ecran și ajunge undeva fizic lângă clientul tău. În sufletul, nu pe bune, deci chiar trebuie să reușești să ajungi la sufletul. Îmi place să spun că deși zona sau dezvoltarea tehnologică te ajută foarte mult, în egală măsură îți pune și o piedică legată de partea asta de relație. Eu urmează în curând să lansez un curs pe partea de networking și într-adevăr am stat și am studiat puțin ce înseamnă istoria networkingului și cum a apărut partea de networking și cum oamenii au dat seama că împreună co-creează și pot aduce mult mai multă valoare și cum s-a ajuns la fenomene de tipul Facebook și așa mai departe, care reușește printr-o, hai să spunem, inducere a relației prin internet, cum reușește să-i țină pe oameni aproape. Cu toate astea, în ultima perioadă deja se vede din ce în ce mai mult dorința oamenilor de a reveni la relațiile autentice. Relațiile autentice și de asta, uite, și chiar Biz Club, clubul din care amândoi facem parte și pe care îl coordonăm la nivel de național sau la nivel de Iași, reușește să aibă deja atât de mulți oameni care își doresc să facă relații și să aibă relații autentice de creștere în sfera antreprenorială. Ok, pe lângă Biz Club și pe lângă Galaxy Design, ce alte business-uri sau în ce alte sfere ai fost implicat sau ești implicat? Cum îți spuneam înainte de începerea interviului, mi-au luat 11 ani ca să-mi pot permite să mă gândesc la un alt business și am pus bazele sau încet încet a unui portal de turism care își dorește să fie practic cel mai complet și complex tool pe care îl poți interoga la un moment dat în ideea de a răspunde la o întrebare unde îmi petrec, nu știu, vacanța sau, mă rog, unde îmi petrec weekendul, să spunem, nu neapărat. Și în egală măsură să reprezinte o modalitate prin care putem promova atâtea locuri frumoase pe care le avem noi în România. E fantastic și am observat că sunt foarte multe eforturi în direcția asta și multe proiecte, dar nu... Parcă nu e unul care să coaguleze. Să reușească să aducă la un loc toate aceste... Ok, și am început așa timid înspre ideea de a crea o comunitate, iar ulterior ne dorim să devenim un portal, să avem o aplicație, practic web integrată, inteligent, un sistem inteligent în spate care să-ți poată, pe baza unor informații simpliste, să-ți dea soluții, practic. Știi ce o să te întreb? Cum alegi? De multe ori antreprenorii aleg o idee de business pe care o dezvoltă și merg mai departe. Cum alegi tu o idee de business? De multe ori ideile te aleg ele, știi? Știi, asta exact ce s-a întâmplat și mie. A dat antreprenoriatul peste mine, nu a fost o chestie pe care am gândit-o. Povesteam dimineața la Biz Club despre ideea de a te adapta în permanență și atunci e important în momentul când ai o oportunitate să o poți vedea, să o întrevezi și să profiți de ea. Exact. Iar unele din idei practic rezidă de multă vreme, cel puțin proiectul de turism îl am, cred că pe listă de vreo 7 ani, doar că n-am găsit momentul. L-am pus acolo pe panoul viselor. Visurilor, da. Putem spune și lucrul ăsta. Bun, avem mulți, chiar m-am întâlnit, mă întâlnesc frecvent la conferințele la care particip, mă întâlnesc cu oameni care ne urmăresc și avem antreprenori la început de drum, avem antreprenori care deja au un business. Și de multe ori cei care vin aici sunt pentru ei poate o sursă sau o resursă de idei noi. Dacă ar fi să ne dai 2-3 idei despre antreprenoria, 2-3 idei care pe tine te-au ajutat și care ar putea să ajute și pe cei care ne urmăresc, ce idei ne-ai dat? Ce sfat ne-ai dat?
e greu să prioritizez, că probabil la o întrebare de genul ăsta toată lumea se așteaptă să faci un top sau o ierarhie. Nu fă un top, spune de 3-4 într-o ordine totală aleatoare, care pe tine te-au ajutat în business. O idee pe care, mă rog, mi-a fost reiterată tot la, în cadrul unui business days, la un moment dat, e să pornești la drum cu un vis și să nu te oprești practic niciodată. Uh-huh. Și mi s-a părut foarte interesant, indiferent ce piedici ai de-a lungul drumului tău, dacă ești încrezător în visul pe care ți l-ai propus, să nu te oprești niciodată. Adică dacă pe bune visul tău... Să folosești toate metodele și toate resursele pentru a ajunge acolo. Uh-huh. A doua direcție pe care aș putea o, nu știu, prezenta e aia de a te înconjura de oameni cu potențial. Noi cel puțin facem lucrul ăsta, angajăm totdeauna persoane în care vedem un potențial de dezvoltare, nu neapărat profesioniști care să aibă un CV în spate puternic. Să știi că această afirmație și acest sfat îl întâlnesc din ce în ce mai des. Contează mult mai mult atitudinea decât, hai să spunem, partea de pregătire tehnică, aș numi eu. Corect, pentru că noi ne asumăm până la un an de zile, spre exemplu, a pregăti o persoană până a fi productiv. Și atunci e important ca el să-și dorească prima dată și a doua oară să aibă potențial, capacitate. Și să intervină într-un plan de carieră, mă gândesc. Corect. Uh-huh. Da, da, da. Și un al treilea sfat, nu știu... O a treia idee care pe tine te-a ajutat în business... legat de, poate, interacțiunile cu partenerii de business. Cum ți-ai ales partenerii de business? Poate ține de o valoare sau de un mod de a fi, ăla de a fi transparent în egală măsură și să ai respect față de toți cei de lângă tine. În egală măsură față de clienți și în egală măsură față de furnizori sau de către colegii pe care ai în business. E una dintre valorile pe care E și una dintre valorile pe care noi le împărtășim până la urmă în BizCup. Este vorba de integritate, iar odată ceea ce spui, cu ceea ce faci și cu ceea ce gândești și cu ceea ce văd și oamenii din jurul tău, se aliniază. Ține până la urmă de partea de networking, povestim despre relații, să construiești întotdeauna, dincolo de parteneriatele pe care oricum le ai la nivel de business, să creezi relații cu oamenii care sunt în spate. Și evident să ai capacitatea de a gestiona practic acele relații, să știi până unde se oprește zona de business și de unde începe zona de, nu știu, plăcere, de prietenie, care e foarte, foarte, foarte importantă. Răzvan, vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru că ai venit aici la De Vorbă cu Antreprenorii și nu te las să scapi, mai am nevoie de un singur gând. De un gând de final, un gând care poate derivă dintr-una dintre întâmplările pe care le-ai întâlnit în business. Gândește-te la o întâmplare pe care ai avut-o în business, o întâmplare din care ai învățat ceva. Spune ce ai învățat și care este sfatul sau care este povața pe care ai desprins-o de acolo. Am învățat cum că în calitate de antreprenor nu le poți ști sau nu le poți face pe toate. Și chiar am avut o revelație în timpul prezentării de astăzi, de asta aduc în discuție iarăși Biz Club-ul și toate beneficiile pe care le poți avea, fiind prezent la tipul ăsta de întâlniri, la prezentarea colegului vostru. Am avut revelația... L-am avut astăzi invitat pe cel care a fost invitat la De Vorbă cu Antreprenorii, pe Florin Corneanu, de la 123 Contact Form. Da, am avut tot revelația asta că întotdeauna trebuie să te înconjuri de oameni mai buni ca tine și că oricât de bun ești tu, nu le vei putea face pe toate și principiul ăsta al delegării funcționează într-adevăr, pentru că și eu obișnuiesc și acum să lucrez, să muncesc foarte mult și în business și la business, într-adevăr, dar fără a avea capacitatea de a delega, la un moment dat te aglomerezi practic și nu te poți dezvolta cu viteza pe care ți-ai dori-o. Asta ar fi iarăși o învățătură pe care, mă rog, am, la care am ajuns tot după un timp destul de mare. Un proces destul de lung, ăla de a învăța să delegi și să o faci la nivel profesionist. Cum faci networking-ul profesionist, poți să faci procesul de delegare la un nivel profesionist. Da, da, da. Răzvan, vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat această invitație aici la De Vorbă cu Antreprenorii. Sfatul lui Răzvan de final e foarte puternic. Deleagă tot ce poți. Mulțumesc mult, Răzvan. Mersi mult.
Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i share și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Totodată te invit atât în comunitatea noastră de pe Facebook, cât și pe site-ul nostru www.devorbecuantreprenorii.ro.